Pachetul social a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, astfel cresc pensiile, alocațiile, dar și salariul minim. În plus, pensionarii cu venituri mici vor beneficia de reduceri mai mari la medicamente. De la 1 ianuarie 2022, odată cu noul an, punctul de pensie crește cu 10% la 1586 de lei. De asemenea, pensia socială minimă garantată devine indemnizație socială pentru pensionari, iar suma va fi de 1000 de lei de la 1 ianuarie 2022, în creștere cu 200 de lei. Ce părere aveți că vor crește pensiile și salariile acum din ianuarie? Foarte bine! De la PSD. PSD urmărește. Care sunt la penelistii, nu vor. Ne-am săturat și de covrii, ne-am săturat peste tot ne-am săturat. Până în gât, nu se poate trebuie de asta. O să ajungă timpul să iese în cale, să-ți dea în cap și să-ți ia și mâncarea și tot. Să știți de la mine. Foarte. PSD-ul mărește PSD-ul, ăsta nu vrea să mărească, dar PSD-ul să știe că mărește. A mărit pensiile. Sunt mulțumit. Vă bucurați? Da, sigur. E binevenit. Da. Mi se pare că aveați practic nevoie de acest lucru după... Sigur că da. De bani, da. E necesar la scumpirile care sunt acum. E necesar. În plus, se acordă un ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2200 de lei în luna ianuarie 2022. Foarte bun, pentru că vedeți prețurile care sunt. O altă măsură care va intra în vigoare este compensarea medicamentelor cu 90% pentru pensionarii care au venituri sub 1429 de lei pe lună. Totodată se majorează la 243 de lei alocația de stat pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceare sau profesionale până la terminarea acestora, inclusiv pentru cei cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.